Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face prăjitură inteligentă. Iar pentru această rețetă avem nevoie de 1 litru de lapte, 9 ouă separate, 200 de grame de făină, 200 de grame de unt topit, 250 de grame de zahăr pudră, puteți folosi și zahăr normal, cel pudră se topește mai repede, 2 plicuri de zahăr vanilat, o esență de vanilie și un praf de sare. Început, într-un bol mai mare vom pune gălbenușurile, peste care vom adăuga zahărul pudră. Și le vom bate foarte bine, până când se deschid la culoare și se dizolvă tot zahărul. După ce am topit zahărul și s-a format ca o cremă, vom adăuga untul. Și după care făina treptat, lingură cu lingură. Am încorporat făina, acum vom continua să amestecăm cu un mixer și să adăugăm și laptele treptat. Incorporat și laptele, vom pune și esența de vanilie, apoi vom amesteca foarte bine și o să o lăsăm deoparte pentru a ne ocupa de albușuri. Le vom pune într-un bol mai mare. Și vom adăuga un praf de sare. Și acum le vom face spumă. Iar acum vom adăuga și zahărul vanilat și vom continua să mixăm. După ce am realizat spuma, într-un bol mai mare vom turna compoziția noastră care am făcut-o, pe care am făcut-o. Este gata, iar acum vom amesteca treptat în aluatul nostru, vom pune câte o lingură de spumă și vom amesteca ușor, până când vom introduce toată spuma. Dragii mei, aluatul este gata. Nu vă speriați că este așa lichid, pentru că este în regulă. Iar acum, într-o tavă de copt tapetată cu hârtie, vom adăuga aluatul nostru. Vom băga prăjitura la cuptor timp de o oră la 140 de grade, iar apoi o vom lăsa să se răcească în cuptor. Dragii mei, prăjitura noastră este gata. Se numește prăjitură inteligentă pentru că ea singură a făcut două straturi de blat și un strat de cremă. Imediat o să vă arăt și dumneavoastră. Dragii mei, așa arată plăcinta noastră în secțiune. Din acest motiv se numește prăjitură inteligentă, pentru că prăjitura noastră are două straturi de blat și un strat de cremă. Vă asigur că este foarte delicioasă și foarte aromată. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Pe data viitoare, dragii mei! Pa, pa!